Dragi prieteni, bună ziua! La microfon Andrei Voiculescu vă prezint astăzi, timp de 50 de minute, o primă nouă ediție a emisiunii Disco 79. Alături de cele 11 sau 12 single-uri noi pe care am de gând să vi le ofer, din emisiunea mea de astăzi nu lipsește rubrica de știri din lumea muzicii pop. McGinn, Clark and Hillman este numele unui nou grup format din foști membri ai grupului Byrds. Cunoscutul producător George Martin, el este cel care a produs discurile Beatles-ilor, lucrează în momentul de față cu Gary Brooker, ex Procol Harum, la primul album solo al acestuia din urmă. Mary's Boy's Child, după cum știți, este titlul unui penultim succes al grupului Bonnie M. Am spus penultimul, deoarece vă prezint în continuare noul hit al acestui grup, Dancing in the Street cu Bonnie M. Dancing in the streets.
Keep on dancing on the streets. Dancing on the streets cu Bonnie M, nou succes pe single. Gary Holton de la grupul Heavy Metal Kids a format un nou grup pe care l-a numit The Jams. Bateristul John Barbata a părăsit grupul Jefferson Airplane, în timp ce Randy Meisner, ex-basist la Eagles, s-a decis să părăsească scena definitiv pentru a deveni fermier. Din Marea Britanie vine singlul pe care îl veți asculta acum. Johnny Wakelin și noul său titlu, Lay Down and Rock Me Baby. Hey girl, lay down and rock me, I'm your lover, not your friend. Acesta a fost Johnny Wakelin cu nou single din Marea Britanie. Kenny Jones, ex-Faces, este noul baterist al grupului The Who. În același timp, The Who caută un pianist și să sperăm că l-au găsit până la ora actuală. După 2 ani de pauză, grupul Bad Company vor porni din nou în turneu și anunță în același timp apariția unui nou album.
Nicky Chinn și Mick Chapman sunt, după părerea mea, poate cel mai popular cuplu de compozitori și producători de muzică comercială în zilele noastre. Abia se sting acordurile unui hit în topuri și iată-i prezenți cu un alt hit, Stumbling In, melodie interpretată de Suzy 4 în duet cu Chris Normer, solistul vocal de la grupul Smokey. Aceștia sunt Suzy 4 și Chris Norman. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling. Suzy 4 în duet cu Chris Normer, solistul vocal de la grupul Smokey și Stumbling In. Nouă melodie imprimată de aceștia doi, compoziția lui Nicky Chinn și Mick Chapman. Grupul Rolling Stones produc noul lor album în Bahamas, în timp ce Led Zeppelin anunță că au încheiat imprimările pentru noul lor LP-ul, LP-ul imprimat la Stockholm, în studiourile unde imprimă ABBA. În același timp, Led Zeppelin plănuiesc un turneu european în luna martie. Gitaristul Michael Schenker sau Michael Schenker a părăsit definitiv grupul UFO.
Peter Sarsted se lansează în 1969 și reușește chiar cu primul său single să urce până pe locul întâi în topul din Marea Britanie. Poate mulți dintre voi își amintesc de melodia Where Do You Go To My Lovely. Peter încearcă astăzi, după 10 ani, un comeback. Melodia intitulată Beirut este o melodie în care el povestește despre războiul civil din Liban. În continuare, este vorba de Peter Sarsted și Beirut. With a green traffic light on the wet shiny street, a looking like spilled creme de menthe. She stood framed by the night, a statue in white, outside the blazing casino. And there stood I, the complete anti-hero. There stood I, brilliantly alone. In Beirut that night, gunshots cracked the heat, from Dan to Beersheba. With the passions running high, many men willing to die, now right across the Middle East. And she was born a child of the Medina, knowing well the back streets of the Lebanon. And Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut. From the burning hotels to the Christian citadels, or to the Palestinian line, we were hunted like beasts through the blood-hungry feast, come by the men from Damascus. And all I wanted was my 50,000, got caught up in a tragic civil war. And I'd been shot in the arm by some jumpy gendarme, mistaken for a terrorist. And she ran to my side, shouting, God will provide, they gave me white Mercedes. I said, oh, what has happened to my 50,000? She smiled in the back seat of this very car. And Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut. And Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut, crumbling stone by stone, Beirut. With a green traffic light on the wet shiny street, hair looking like spilled creme de menthe. She stood framed by the night, a statue in white, outside the blazing casino. And there stood I, the complete anti-hero. There stood I, brilliantly alone. Peter Sarsted. Splendidă melodie, după părerea mea. Beirut. Iar acum, după ce l-ați ascultat pe Peter Sarsted și Beirut, o să vă explic de ce din când în când mă încurc când vă prezint câte ceva. Pe jos aici la mine în studio este un covor și din când în când se întâmplă să mă electrizez punând mâna pe aparatul de alături care transmite temele, adică melodia pe care o ascultați în acest moment. Este vorba de un casetofon special. De fiecare dată se întâmplă o descărcare, mă speriu în timp ce citesc și încep să mă bâlbâi. Deci sper să mă înțelegeți și să mă iertați.
Elton John a anunțat cu câteva luni în urmă că renunță să mai apară pe scenă, iar și-a luat cuvântul înapoi. Luna aceasta a dat o serie de concerte în Europa ca single man, adică a renunțat la grup de acompaniament. În turneu, el a fost însoțit doar de un baterist. Steve Harley anunța și el că se stabilește definitiv la Los Angeles. Dar, în momentul de față, Steve Harley vrea să se întoarcă la Londra pentru a forma un nou grup. Iată în continuare un single ce a făcut și face încă furor aici în Germania Federală. Un adevărat bestseller cu Bernie Paul. În continuare, melodia Lucky. Lucky, be a man and try to understand. Lucky, be a man if you can. Acesta a fost Bernie Paul, bestseller aici în Germania Federală, Lucky. Grupul Roxy Music s-a reformat. Ei imprimă în momentul de față un nou album în New York și se anunță un nou turneu pentru luna martie.
Cat Stevens și-a schimbat religia devenind Moslem. Cu această ocazie, el și-a schimbat și numele. Se spune că numele său la ora actuală este Yusuf Islam. Iar după aceste două știri din lumea muzicii pop, a sosit momentul să ascultați încă o dată suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. Manca giusto un'emozione, dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Și astăzi, ca Power Play din studioul 13 de la Radio Europa Liberă, ați ascultat-o pe Loredana Berti și melodia Dedicato, o melodie pe care eu am dedicat-o tuturor celora ce m-au ascultat în această săptămână. Elton John și Rod Stewart se pare că au uitat de neînțelegerile din trecut și s-au împăcat definitiv. Ei vor să scrie împreună muzica pentru filmul american Jet Lag, film în care cei doi vor cânta împreună. Peter Frampton s-a întors din turneul său prin Japonia și se găsește momentul de față la Los Angeles, unde lucrează la noul său album, ce va fi pus în vânzare în primăvară.
După cum știți, Tina Turner s-a despărțit de Ike. De curând a apărut noul ei album solo, Rogue. Vă ofer la această oră o primă mostră din albumul Rogue, melodia Viva la Money! Tina Turner, Viva la Money, din noul său album Rogue. Interesaților, le ofer în continuare o listă de noi albume apărute în ultimile două luni. Eddie Money, Life for Taking. Herbie Hancock, Fits Don't Feel Me Now. Elvis Costello, Armed Forces. Grateful Dead, Shakedown Street. Lou Reed, Take No Prisoners. Doobie Brothers, Minutes by Minutes. Kate Bush, Lionheart. Elvin Lee, Red Teeth Rock. Bob Marley, Babylon by Bus. The G-Girls Band, Sanctuary. Nick Gilder, City Nights. Din ultimele două albume, transmit acum două extrasuri pe single, adică îi veți asculta întâi pe The G-Girls Band, One Last Kiss, din albumul Sanctuary, după care va urma Nick Gilder, Here Comes the Night, din albumul City Nights. Aceștia sunt The G-Girls Band.
another world. Playing Valentino, trying to get a kiss from the trendy girl. It's that lipstick game. Catch it by a look from my x-ray eyes. She look right through my best disguise. Drinking gin and tonic, anything but shy. She took me by the hand, whispered with a sigh. She took me by surprise with her x-ray eyes. They're the kind that know. Touched by her affection, what a social day. Should've known she was a player in the lipstick game. Drinking gin and tonic, anything but shy. She took me by the hand, whispered me. A fost deci The G-Giles Band, One Last Kiss, din noul lor album Sanctuary, iar acesta este Nick Gilder din albumul City Nights, melodia Here Comes the Night. După 2 ani de pauză, Nazareth au plecat din nou în turneu prin Marea Britanie. Ei au luat în grup un al 5-lea membru permanent, Cal Clemenson, fost gitarist la Alex Harvey Band. În același timp se anunță apariția unui nou album al grupului, LP-ul poartă titlul New When City. Dragi prieteni, închei programul meu de astăzi cu două single-uri ce se bucură de mare succes la ora actuală în Statele Unite ale Americii. Blue Morning, Blue Day cu grupul Foreigner, extras din albumul Double Vision, după care va urma Bellamy Brothers, Loving On. Things my way. Blue morning, can't you see?
safe and warm, and in the meantime, you'll be on my mind when I'm gone. When I'm gone, let the troubles of the world go by and leave the teardrops for someone else to cry. And remember, honey, you and I'll be loving on. There'll be mountains that we'll have to climb, and there'll be rainbows we may never find, but we'll never have to face that blind all along, all along. And through the hard times, when it all goes wrong, we're gonna make it, 'cause our love's so strong. And when it's over, honey, you and I'll be loving on. If the whole world ever melts away, if everybody else is gone, don't you worry, honey, come what may, we will still be loving on. Like a beacon shining in the night, and like the sunrise bringing warm daylight, just remember, honey, you and I'll be loving on. Prieteni, astăzi, 25 februarie 1979, din studioul 13 de la Radio Europa Liberă, Andrei Voiculescu v-a prezentat o nouă primă ediție a emisiunii Disco 79. Sper că discurile pe care le-am prezentat la această oră au fost pe gustul vostru și, în același timp, sper să-mi scriți cât mai curând. Vă las cu bine! Și vă reamintesc, ne întâlnim mâine seară pentru a asculta împreună prima decadă a topului din Statele Unite ale Americii de săptămâna viitoare. Aici e Radio Europa Liberă.